întreabă. Haideți pur și simplu să împărțim ciocolata în 3 părți egale. Da, haideți așa. Mie jumate și vouă restul. Eu sunt gata să vă dau câte bucățică. La restul nici nu visați. Ciocolata va fi a mea. Da, se vede că nu s-a putut ajunge la niciun compromis. Da, negocierile au ieșuat. Atunci vom decide cu ciocolata. În lupte sincere. Melissa, nu te băga! Melissa! Melissa! Puteți da data să-mi dați mie! Eu am educație fizică, am avut 10! Eu putere am! Eu cum am fi a mea? Eu am 18 ani! Cu ce doamne mă ocup? Dați-mi ciocolata! Fetelor! Mam, iartă-ne, te rog! Asta tot Rebecca! Asta Rebecca e divină! Dar și de dată Rebecca? De dată Rebecca e divină! Mam, asta el e divinăvat, el nu vrut să împarte! Zgârcitilor! Așa, dragile mele, eu văd că să vă comportați normal, voi din principiu nu vreți! Bun, v-am înțeles. De data asta o să faci mai altfel. De pedepsit, nu vă pedepsesc. Nu-i de bine asta, nu-i de bine. De data asta eu puțin altfel o să procedez. Mamă dragă. Și eu sunt aici. Vinem de acum să vă spun, să vă anunț că noi de grabă mergem la mare. Dar acum, la mare, o să meargă numai una din voi. Oho, și cine? Eu, da? Precis eu. Eu precis. Nu! La mare cu mine și tata o să meargă aceea care o să primească cele mai multe puncte. Care puncte? De mâine, eu pentru orice faptă bună a voastră o să vă adaug câte un punct. De asemenea, pentru orice nebunie care o faceți, eu o să vă scad câte un punct. Asta și ca la Harry Potter, da? Asta și ca în Hogwarts. Eram să zicem mult ca și. Așa, voi minim ați auzit, voi minim ați înțeles. Peste o lună numărăm punctele și vedem rezultatele. Care din voi îi pleacă cu noi la mare? Da, cât pe ce să uit. Aceia care primește cele mai puține puncte, pe restul verii, pleacă în sat, la bunelul, la păscutoile. Să se japă războiul, fetilor. Da, și mamă creativă mai am. Nu cum să-ți dai în cap așa ceva? Dar eu precis pierd. Este două perfecte, dar eu dacă stau și nu fac nic, buhnesc. Gata, am nimerit-o. Deodată vă spun, voi două n-aveți nicio șansă. La mare cu părinții voi merge eu. Aha, vom vedea. Mama la casă. Puteți iați-vă prefașit că sunteți cu minte. Salut, mama. Adică, bună ziua, mămica. Dar iată, numai ce ai terminat să spăl vesela. Am spălat toate farfuriile, cremile, furculițele, lingurile, chiar și tigăile le-am spălat. Absolut tot. Dar și, serios? Ia și bravo. Pentru stăruință ți-ai un punct, bravo. Dar și numai pentru a treia puncte. Eu de dimineață fac curățenie în toată casa. Și pe jos am spălat, și sub dulapuri și comoare tot am spălat, și praful l-am șters, chiar și astea, lustrele le-am șters, toată casa strălucește, eu tot merit puncte. Și tu ești bravo, Rebecca, ai și tu un punct. Bravo, fetelor, ce pot să zic, un început foarte bun. Ia ca așa, da, ia ca așa eu înțeleg, se pare că totuși am șansă. Dar unde e Melissa? Melissa, dar tu cu ce o bucuri pe mama? Te-am plăcut. Asta cum? Și fraiere. Oho, ce repede te-ai dat bătută. Fetelor, voi jucați în joacă în care n-aveți nicio șansă să câștigați. Voi n-ați înțeles. Eu n-am făcut absolut nimic. Adică zero. N-am spart, n-am stricat, n-am rupt. La școală m-am comportat frumos. Bravo, Melissa, superb. 3 puncte pentru creativitate. Lipsa nebunilor pe care tu permanent le faci. Asta e cea mai bună noutate pentru astăzi. Ha! Ia șmicheră mică. Dai. Bună ziua. Dar și așa se poate. Și pentru și eu tot ziua am făcut curățenie. Nu asta nu ce zic. Așa nu se poate.
Nic, tu dormi? Nu, pur și simplu mă odihnesc. Iaca, pe TikTok stau. Ah, clar. Eu am intrat să spun că numai ce am terminat să fac cina. Totul este gata. Ce? Tu ai pregătit cina? Dar de unde tu ți-ai luat alte mâini? Ah, asta tu te referi că la mine mâinile crezi de altă parte, da? Foarte amuzantă glumă. Nu-ți mai râde așa niciodată. Oh, hai, am plecat. Să ne arăți minunățâile tălea culinare. Of! Oho! Să zic sincer, eu sunt foarte plăcut uimită. Mă bucur, eu m-am stăruit din tot sufletul. Prea ce s-ai comandat la restaurant? Cum așa, mămica? Nu, în niciun caz. Tot singură, tot singură. Iată cu aceste mânuțe. Ei, bun. Bun. Hai, hrănește-ne. Dă-ne să gustăm și noi capodoperele de la culinare. Două puncte pentru Andreea. Să gătești ceva după recetele din internet? Fiecare poate. Dar iată să faci imposibilul. Care imposibil? Eu m-am spălat. Viciul. El acum strălucește. Hei, bun. Un punct pentru Melissa. Stai să precizez. După ce tata toată dimineața a stat în baie, el, apropo, ieri s-a otrăvit cu plăcinte de la piață. Da, asta da, fapte bune. Bravo, Melissa. 3 puncte. Mulțumesc. Eu sper că nu va trebui să spăl din nou după ce noi toți vom mânca nebuniile care le-a pregătit Andreea. Stai liniștită, nu va trebui. Super! Bravo, Fedor! Țineți-o tot așa! Da, tu ce, gata? Te-ai dat bătută, da? Nu, eu am dormit. Așa tare am obosit. Bună ziua! Și deși tu mă rog ai obosit, de la stat în pat toată ziua. Dar nu, eu ieri toată ziua m-am ocupat. Cu ce? Te-ai uitat la seriale turcești? Dar nu, noi doar am avut asist la matematică. Și? L-am scris. Apropo, tot corect. Tu și serios? Ha, Rebecca, cum? Ai copiat? I-ai plătit profei? Ai desenat tot la Photoshop? Da nu, eu pur și simplu am învățat regulile, formulele, teoremele și am rezolvat exercițiile singură. Rebecca, m-ai șocat. Toată viața eu te-am impus măcar ceva să înveți. Dar ești singur, ai rezolvat. Pe 10? Pe 10? Bravo! 10 puncte pentru Rebecca! Hey! Iată capra șmichere! Minus 1 punct, Melissa! Pentru jignirea sorei! Ei, alo, de ce minus puncte? Încă minus 1 punct pentru comentarii prostești! Melissa le-a cumpărat părinților bilete de cinema, tu-ți imaginezi? Și lasă-i să ducă, să odihnească o leacă de noi. Oh, bravo, Rebecca, un punct pentru înțelegere. Mulțumesc, mam. A, da, dar se poate eu să dorm la Bianca, te rog. Nu, tu mâine ai antrenamente de la 7, trebuie să trezești dimineață. Ah, ei bine. Și gata? Asta e tot? Da. Da și? Da unde stăpetele și strigătele cu fraza? Tu nu mă iubești! Eu s-a adoptat! Nu, eu și. Scopil nu-ți cer să fac scandal. Nu, înseamnă că nu. Altă dată mai șer. Dar măcar să mă plimb o leacă, se poate? Se poate. Du-te. Mulțumesc. La nou o să și eu acasă. Da.
dar eu am fost la bunica. Și? Mare lucru! Tu ce crezi? Că pentru asta vei primi puncte? La bunica Sveta. Ce? La bunica Sveta? Da, la bunica Sveta. Am fost puțin să o vizitez. I-am transmis salutări din partea noastră. E doar neurăște. Da, din punctul acesta de vedere nimic nu s-a schimbat. Spunea că eu sunt cea mai rea noră și că nu-i merit fiul. Da, ca întotdeauna, de vreo 3-4 ori. Pe noi ne-a făcut capre liniște și proaste, da? De nenumărate ori. Da, dar tu? Da eu ce? Da eu am ajutat-o puțin prin casă, prin curte, am făcut curat veselea, i-am spălat-o. I-am ascultat-o de supărările și i-am promis că o să mai vin, să o mai vizitez. Da, asta tu chiar m-ai uimit, Andreea. 20 de puncte pentru curaj. Eu n-am nică de zis, aici punctele sunt meritate. Da, de acord. Cei fetelor, sunteți gata să vă auziți rezultatele? Apropo, uitați-vă ce am. De parcă nu e clar că Rebecca a câștigat. Ea are cele mai multe puncte din noi toate. Niciodată nu m-am gândit că Rebecca poate fi copil perfect. Ea dori o adevărată vrăjitoare. Nu imediat, fetelor, imediat strică. Trebuie să vă stăruiți. Dar bun, bun, ați știu să urbună și să vă trimit poze de la mare. Ia că poftim, e că asta e normal, ea încă și-și bate joc. Ma, noi cu Andrei avem numărul egal de puncte. Cine din noi două pleacă în... iadul iadului. Sper că Andreea, da? Eu doar sunt mai mică. Pedro, în decurs de o lună voi foarte tare ne-ați bucurat. S-a văzut că v-ați stăruit din răzputeri. Așa că noi cu tata am decis că voi toate veți merge la mare. Ura! Super! Super! Așa nu-i cinstit! Eu și eu m-am stăruit și am lucrat ca un cal. Rebecca, mai frumos nu se poate. Da, și eu am câștigat, eu, nu ele. Lasă Andreea să ducă în sat. Știu cum l-a dat, dați-mi-o, e mea, eu am meritat-o. Aha, fix acum. N-ai auzit ce a zis mama? Toate suntem bravo. E, unii dragi, dă-l-o că e mea, e mea am zis. E! Nu, Ania, Ania cel bună, dar eu prima am luat-o, Ania! Mam! Cea mai mică, cea mai bună. Eu sunt foarte ascultătoare.
că asta, like-ul puneți și abonați-vă. Dar eu mă duc să-mi mănânc ciocolata. Da, urât s-o prindit fata de mama. Nu cum așa? Eu o lună m-a stărâns și copilul ideal și aici poftim. I-am dat cu ciocolata în ochi. Eu n-am vrut să-i las mâna tăia așa s-o prindit. Eu doar nu sunt gura divină. El tot o tras spre tare. Eu nu gină că-s puternică. Dar voi dacă sunteți de acord că eu am câștigat și asta eu trebuie să merg cu dânsul la mare, puneți like-uri, țineți cu mine măcar cineva, eu m-am stăruit o lună de zile. Zăci la matematică am prins, voi vă dați seama, eu în viața mea așa note n-am avut. Nu e ca este, nici o pleajă nu-i făcut. Așa că eu am meritat odihnă la mare. Chiar dacă, mă lecuțică, ne-am făcut de cap cu ciocolata, eu n-am vrut. Mă duc să-mi cer scuze, poate mă ierta. Puneți like-uri și abonați-vă pe canalul nostru de YouTube. Să faci și mărit de 1 milion. Ați înțeles? Pa, pa!